Polițiștii mehedințeni au desfășurat astăzi o acțiune în trafic pentru reducerea numărului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora. Șoferii opriți pe dreapta au fost verificați cu aparatele etilotest și drug test. În cadrul acestui proiect, astăzi, polițiștii rutieri au desfășurat acțiuni preventiv-reactive de conștientizare a tuturor participanților la traficul rutier cu privire la consecințele la care se expun în situația în care nu respectă normele rutiere, în scopul adoptării de către aceștia a unei conduite responsabile atunci când se deplasează pe drumurile publice. Mai. E regulă. Asta rămâne la dumneavoastră. Este zero. Da. Vă zic cât mai mult. Mulțumesc, la fel, la revedere. Cred. Lăsați-i la vă rog. Lăsați-i în mașină pe aceea și borseta. Deschideți dumneavoastră dacă puteți, dacă nu vă ajut eu. N-am deschis niciodată, așa? Așa, da, vă rezi că nu-i. Dați-mi mie, vă rog. Ați mai suflat? Da. Trebuie. Bine, domnul Vasile, haideți, vă rog, continuă. Da. Încercați să suflați continuu și nu foarte tare, ca să puteți să mențineți, bine? Da. Trageți o gură de aer. E regulă? Haideți, da. Nu suflați tare ca și cum ai sufla într-un balon. Mai. E perfect. Asta rămâne la noastră. E zero. Cetățenii care au fost opriți pe dreapta spun că aceste inițiative sunt foarte benefice, întrucât mulți șoferi se urcă băuți și drogați la volan și sunt principalii autori a celor mai grave accidente rutiere. Se par foarte ok, pentru că deja foarte multă lume în România consumă alcool și pleacă cu mașina. De exemplu, noi în Germania ai dreptul să consumi puțin alcool, dar nu mi se pare normal. Pentru că se întâmplă foarte multe accidente, mai ales aici în România. Ce părere ai despre acești oameni care pleacă băuți și... De tot, anulat de tot. Deci nu mi se pare normal așa ceva. Mi se pare foarte bune. Pentru că sunt atât de multe accidente încât e bine să fie cât mai des. Ce părere aveți despre cei care se urcă băuții la volan? Am o părere foarte rea. Nu trebuie să facă treaba asta, că de aici victime, vieți omenești distruse și așa mai departe. Proiectul este susținut de Comisia Europeană și își propune concentrarea eforturilor pentru reducerea numărului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora. Prin activitățile derulate astăzi, polițiștii mehedințeni urmăresc combaterea efectuării de către conducătorii de vehicule a unor activități de natură a le distrage atenția în timpul condusului, combaterea nerespectării regimului legal de viteză, dar și a conducerii vehiculelor sub influența alcoolului sau altor substanțe. Pentru a reduce riscul victimizării prin accidente rutiere și a circula în siguranță, vă recomandăm: adaptați viteza de deplasare la particularitățile de drum și de trafic, nu vă angajați în efectuarea de depășiri neregulamentare, nu conduceți dacă vă simțiți obosiți, nu conduceți sub influența alcoolului sau a drogurilor. Din ce în ce mai mulți șoferi se urcă drogați sau băuți la volan, ignoră riscurile la care se expun și tragediile pe care le-ar putea provoca și gonesc pe străzile din toată țara. Drogurile și alcoolul reduc viteza de reacție, încetinesc reflexele și afectează capacitatea de concentrare.